Sănătate, prieteni, numai bine! Sper să vă aduc bucurie, și cu această prezentare. Pentru început, o ghicitoare. Ghiciți ce este planta aceasta? Când iese din pământ, ai avea impresia că este un porumb la frunze. Acum nu mai seamănă cu porumbul, pentru că le are prea dese frunzele. Este ghimbir. Am trăit la câmpie o perioadă și am plantat ghimbir și am recoltat ghimbir. Are nevoie de o perioadă mai lungă de căldură. Se poate planta mai la adâncime. Am plantat câteva bucăți în solar, a răsărit, a crescut. Acum să vedem cum îi, cum îi merge. Uitați, începe deja un tubercul nou să se formeze aici. Acesta e cel vechi. Da, puteți face ghimbir. Ghimbirul este extrem de sănătos. Provine din. e cultivat foarte mult și trăiește și în sălbăticie, există foarte multe soiuri în zona asiatică. Asiaticii îl iubesc foarte mult, îl folosesc foarte mult, începe să fie folosit uh, mult și în România. Am văzut că a crescut prețul la el, a ajuns peste 20 și ceva, 25 de lei am văzut uneori prețul, 27 chiar în unele părți sau un pic și mai ieftin în funcție de cum e căutat, dar oricum s-a folosit tot mai mult pentru că are o mulțime de proprietăți, de la antiinflamatoare puternice care merg pentru de probleme de articulații, dar de asemenea și proprietăți antivirale, antitumorale, anticancer. Este foarte, foarte bun. Puteți să faceți o băutură din ghimbir, ghimbir ras cu lămâie, cu apă și cu un dulci cu miere. Și aveți o băutură răcoritoare, puțin gâtul îl simțiți așa că vă vâlvâie, vi se încălzește gâtul e foarte bun de pus în ceaiuri, de asemenea poate să fie pus în o mulțime de mâncăruri, dacă le vreți un pic mai picante, mai condimentate, ghimbirul este o opțiune. Puteți pune un rând în solar, vă puteți cumpăra tubercul, eu am găsit câțiva tubercul care aveau tendința să încolțească, mi-am dat seama că nu-s radiați, că sunt mai natural pentru faptul că încolțeau. Se mai găsesc uneori, acesta a fost un ghimbir chinezesc mai micuț, există și varietăți de ghimbir de tubercul foarte, foarte mari, poate încolțește ideea în mintea dumneavoastră și încercați la anul să plantați câteva, câțiva tuberculi Se plantează la fel ca și cartofii, în principiu, ca orice tubercul, în solar. Ar fi grozav, în zonele de câmpie unde e căldură, bănuiesc că merge și afară, dar e o veste bună chiar și pentru cei care locuiesc în zone deluroase sau la munte. Dacă au un solarel, pot să ți pe margine un rând sau câteva, câțiva tubercul de ghimbir. Nu uitați, ghimbirul, dacă îl studiați, este un super aliment. E mai, mai degrabă, putem spune, chiar un medicament care poate să fie folosit în foarte, foarte multe afecțiuni, mai ales că este un antiinflamator redutabil, inflamația e caracteristică în toate bolile degenerative. Sper să vă ajute informația să devin contagios în sensul pozitiv, adică să vă inspire pe mulți dintre dumneavoastră să vă apucați de grădinări, de idei noi, care să le duceți, bineînțeles, mult mai departe decât am reușit să le, să le duc eu. Succes și, doamne, ajută!